Și Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Dacă cernici părinți, iubiți frați și surori, mulțumim frumos lui Dumnezeu pentru darul acesta ce ne l-a făcut și astăzi să putem fi în casa Domnului, să avem această Evanghelie deosebită înaintea noastră, să putem învăța din ea, să putem primi putere din Cuvântul lui Dumnezeu pentru timpul pe care mai avem de petrecut pe acest pământ, pentru ca să ne putem, așa cum am auzit, să ne ducem fiecare crucea noastră cu bucurie. Evanghelia zilei de astăzi este deosebită, ne învață multe lucruri, dar aș vrea doar la un singur, de fapt la două gânduri să mă opresc, două idei. Domnul nostru Iisus Hristos, împreună cu cei trei ucenici, știți că s-a urcat pe munte la începutul capitolului 9, acolo s-a schimbat la față Domnul nostru Iisus Hristos și a fost o stare așa minunată, cerească, încât apostolii au vrut să rămână acolo. Și nu s-au mai gândit la ei, s-au gândit la Domnul Iisus, la Moise, la Irie, care s-au arătat acolo să le facă niște colibe, să rămână acolo. Dar Domnul nostru Iisus Hristos știa că jos este suferință. La poalele muntelui l-aștepta omul acesta, l-așteptau și alți, necăjiți și bolnavi, și în ultimă instanță l-așteptam noi, toată omenirea, ca să ne ducă la cruce păcatele și răutatea noastră. Și i-a luat de acolo pe ucenici și a coborât la poalele muntelui, așa cum știm, și aici începe Evanghelia zilei de astăzi. Dar pe drum le-a spus ceva ucenicilor. Și le-a spus, pe când se coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut până când va învia Fiul omului dintre cei morți. Iar ucenicii, ne spune, ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemneze învierea aceasta dintre cei morți. Nu puteau să conceapă că Domnul nostru Iisus Hristos ar însemna să moară. Și vedem chiar la finalul acestei Evanghelii, în care Domnul nostru Iisus le spune așa, lămurit, din punctul meu de vedere, și totdeauna a fost o întrebare mare în mintea mea. Cum ucenicii nu înțelegeau cuvintele lui Iisus pe care le spune aici? Și anume, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, ei îl vor omorî, și a treia zi după ce îl vor omorî, va învia. Mi se părea așa de lămurit cuvântul acesta și așa de simplu de înțeles. Cred că și un copil de aici ar putea să înțeleagă cuvântul acesta. Nu-i deloc încălcit, nu-i ceva așa o pildă sofisticată care să ne dea de gândit. Este pur și simplu cursul evenimentelor care se vor întâmpla mai încolo în Evanghelie și care știm că s-au întâmplat în istorie. Dar de ce nu înțelegeau ucenicii aceste cuvintele Domnului nostru Hristos? Pentru că în mintea lor ei nu concepeau că Hristos va muri. Ei nu puteau să conceapă așa ceva, nu puteau să accepte cum Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, să moară. Și nu înțelegeau cum, Doamne, să fie omorât. De cine? Și cum? Și mai mult decât atât, vedem, dacă vrem să citim în continuare acest capitol, ei aveau și alte probleme legate de funcțiile pe care le vor avea acolo în noua împărăție, în care sperau să ocupe posturi cât mai bune. Dar aș vrea să revin la prima idee la care am vrut să o aduc înaintea dumneavoastră și care pe mine m-a marcat și cred că vreau să-l iau așa ca și cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua de azi și pentru timpul de aici încolo, și anume faptul că Domnul nostru Iisus Hristos, deși acest om a venit la el cu așa o credință îndoită, așa cumva, Doamne, dacă poți să faci ceva, e adevărat, am fost pe la toți până acum, la medici, la știu și unde o mai fi fost omul ăsta să caute salvare, sigur o fi fost la rabinilor, o fi fost în toate locurile, s-o duci la ucenici. Și în ultimă instanță a ajuns la Domnul nostru Iisus Hristos.
cu cumva, cu inima îndoită, Doamne, nimeni nu a putut să facă nimic, nici ucenicii tăi nu m-au putut ajuta. Și totuși, Domnul nostru Iisus Hristos îl ajută. Totuși, Domnul nostru Iisus Hristos îi vindecă copilul cu această inimă. Dar ce avea omul acesta și ce aș vrea să avem și noi? Și aș vrea să citesc aici. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. A avut omul acela în sinceritatea lui o lacrimă acolo de sinceritate. Și a spus, Doamne, nu cred de ajuns. N-am putere să cred că copilul acesta care așa e de când îl știu, să mai poate vindeca. Dar ajută-mă, te rog. Și am văzut minunea lui Dumnezeu. A văzut-o și el și o vedem și noi în Sfânta Evanghelie. Dumnezeu se îndură de noi dacă mergem așa cum suntem înaintea Lui, sinceri. Cu credința pe care o avem la momentul respectiv. Pentru că și credința aceasta este ca un pom, crește. La început e firav, acolo trebuie să ai multă grijă de el, să-l uzi, să-l sapi și te trezești că, cum am pus și eu câțiva pom, după 2-3 ani s-a uscat dintre ei, cu toate că am avut grijă dintre ei. Așa e și credința noastră. Dar după ce crește și devine un pom matur, o credință puternică, mai greu este să se înrădiceze de acolo. Dar aceasta e truda noastră și munca noastră. Să stăm în ascultare de Dumnezeu, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, venind în locuri ca acestea, făcând ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca credința noastră să crească, să nu rămână măruntă, firavă și să o poată sufla orice vânt de învățătură încoace și încolo, mai ales în ziua de azi. În ziua de azi, când atâtea vânturi suflă. Ne spuneau, cum ne spuneau părinții în vechime, despre vremurile acestea care încep de acum și vor continua până la final, cât de greu va fi. Și ne spune Cuvântul Sfânt în altă parte, în vremurile acelea, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, dacă îl vei chema cu sinceritate. Dumnezeu știe că suntem într-o situație atât de grea, în care avem atâta informație în jurul nostru și nu știm procesa, nu știm alege, nu știm, avem atâta greutate să ne mișcăm în toată, pentru că adevărul este că trăim într-o lume a minciunii. Singur cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și viu. Rest ce ne înconjoară foarte, foarte multă minciună. Amestecată cu adevăr, e adevărat. Sunt frânturi de adevăr, sunt adevăruri care poate 99% adevăr, dar este o sămânță de minciune acolo. Cum alegem în toate acestea? Numai Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta să rămânem în picioare. Acesta ar fi primul gând. Deci să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu și acolo unde ne lipsește credința de plină, să punem lacrima noastră de sinceritate, cum a făcut omul acesta. Cu lacrimi s-a plecat la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos și a spus, Doamne, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Apoi, vreau să mă refer la ucenici, la cei care n-au putut să înțeleagă cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos când le-a vorbit despre moartea sa, despre învierea sa. Suntem și noi ca ei. Și nouă ne vorbește Dumnezeu despre o împărăție veșnică. Ne vorbește Dumnezeu despre niște bucurii de nedescris. Sfântul Pavel spune că n-are cum să ni le spună, să ni le pună în cuvinte omenești, într-un loc în care vorbește despre răpirea sa la cer. Ce, am văzut lucruri care nu pot să vi le explic. Probabil că nu sunt cuvinte în vocabularul nostru care să exprime asemenea lucruri. Dar trebuie să le credem. Și când ne spune Domnul nostru Iisus Hristos ceva, să-L credem pe cuvânt. Când ne vorbește și ne spune acolo, într-un loc, știți bine, unde cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Este darul lui Dumnezeu. Bineînțeles că lucrarea aceasta se face după o rânduială și o știți, nu se poate face oricum. Este o rânduială, trebuie să fii în biserică, trebuie să te pregătești cum se cuvine pentru lucrul acesta. Dar este punctul culminant al credinței noastre. Momentul când ne unim deplin cu Hristos, momentul în care Hristos
vine noi și poate lua chipul noi, dacă asemenea, cum a spus Părintele, spunem și noi, fie, Doamne, nouă după voia Ta și ascultăm de Dumnezeu. Știți că Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, clipă de clipă ne învață ce și cum avem de făcut. Dar noi decidem dacă o facem așa sau nu. Vine Cuvântul lui Dumnezeu și ne învață într-o clipă sau în alta, fă lucrul ăsta, ajută-l pe omul ăsta, fă binele ăsta, vorbește în felul ăsta și noi zicem, putem alege să ascultăm de Dumnezeu. Dacă ascultăm de Dumnezeu, ne sfințim viața, suntem pe calea mântuirii. Dacă nu ascultăm, cădem. Și să ne ajute Dumnezeu să ne trezim din căderea aceea. Zilnic avem asemenea experimente. De aceea seara când ne punem în genunchi acolo să spunem, Doamne, ai milă de mine și ajută-mă să mă ridic din căderile astea și astea. Dacă ne luminează Dumnezeu măcar să ne dăm seama unde am greșit și unde am căzut și unde am întors spatele Duhului Sfânt care ne învață iubirea și de multe ori n-avem puterea sau nu știu, nu vrem să facem așa. Ne vine mintea și ne spune, nu-l ajuta pe omul ăla, că poate îi face rău sau nu știu, știu, încep să judeci. Că vezi că are două picioare, două mâini, umblă, vine și își cere. Și tu zici, Doamne, dacă îi dau, oare îi fac bine sau rău? Stai și te gândești. E adevărat că nu e ușor. Că poți să-i dai și să-i faci rău, e adevărat. Pentru că omul acela dându-i se duce și își continuă viața lui în felul acela. Știu și eu, dar, poate că nu e așa. Poate că dându-i îi moi inima. Și întorci spre Dumnezeu. Nu știm. De aceea când te învață Duhul Sfânt trebuie să fii atent, să faci cum te învață. Și să nu pui multe întrebări și să cauți multe explicații. Asemenea apostolilor care nu înțelegeau. Nu înțelegeau că Domnul Iisus Hristos trebuie să meargă la cruce, la moarte. Și cum să moară Domnul Iisus? Cum nu au înțeles pe urmă apostolii, iară un lucru care le-a spus și aici. Și le-au spus și în altă parte și vin sfintele femei și le spun, l-am văzut pe Hristos înviat și nu l-au crezut. Nu l-au crezut nici atunci, pentru că nici asta nu putea să conceapă, l-au văzut mort. L-au văzut mort, l-au dus acolo și l-au pus în mormânt și nu puteau să creadă. Cum să învie Dumnezeu din morți, iară? Dar toate acestea s-au lămurit pentru ei în momentul când Duhul Sfânt a venit peste ei, în momentul când Dumnezeu i-a transformat și de acolo încolo au fost oameni complet noi. S-au dus în lumea întreagă și știm istoria. Vineau și îi prindeau și îi băteau Sfântul Petru, Sfântul Ioan și spuneau, spuneți și voi ce să facem, să ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu. I-au schimbat cu total. Asemenea se poate întâmpla și cu noi. Și noi putem fi schimbați total de Dumnezeu. Nu că nu mai greșim, nu că nu mai avem căderi și păcate, avem, dar să nu stăruim în ele, să nu le lăsăm acolo și nepocăite, neîndreptate. Și mai mult decât atât, aș vrea să vă spun că puterea noastră de a birui este bucuria mântuirii noastre, să știți. Dacă în inima noastră este așa o bucurie și o fericire că suntem cu Dumnezeu, suntem cu Domnul Iisus Hristos, nimic din lumea aceasta nu ne mai poate ispiti. Nici orice ar veni peste noi, fie ispita să bem, să ne drogăm, să avem bani, să avem funcții, niciuna din acelea nu va fi comparabilă măcar cu bucuria de a fi cu Dumnezeu, cu bucuria aceea pe care a avut-o apostol aici la începutul capitolului, de a fi acolo cu Tatăl și cu Fiul și a auzit glasul Tatălui care le spune aici, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Cred că este cea mai mare bucurie a unui suflet să-L poată auzi pe Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu. Nu știm cum este exact, dar cred că e cea mai mare bucurie. Și noi îl putem auzi dacă ne rugăm, dacă împlinim cuvântul lui Dumnezeu și putem prin darul lui Dumnezeu să avem această bucurie a mântuirii care e cea mai mare bucurie de pe acest pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.